Bună dimineața și bun găsit la BU. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră. O să discutăm chestiuni legate de muncă, salariul minim la nivel european. Veți vedea exact care sunt veștile cele mai importante. Today here with me in the European Parliament in Strasbourg is Radan Kanev. Thank you so much for your presence. Nice to meet you. Let's discuss a little bit about things that are connected to employment. You are working on this area, and I think it is important to understand what are the changes that will come to all the states. What is the main discussion now? We have at least two main discussions, or I would say three, with the eternal topic of labor mobility in Europe. So, having labor mobility aside, because we finished several reports on that topic, the two main issues are the European minimum salary and the expected directive on the platform workers, the regulation of the work through digital platforms. I would say that both topics are somehow interconnected, because many people working on platforms, if regulated as regular employees, will most possibly face minimum salary remuneration, plus, of course, the expectation of tips when they're in delivery and so on. When discussing about the platform workers, I know that all the debates are now more in depth made due to pandemic also, because we've seen the change in the whole situation. What are the main things to look at when discussing about this area? The main conversation, the main open question is about the classification of platform workers, whereas they are employed persons and they need a labor contract with the platform, or they are freelancers, self-employed persons, who are personally responsible for their social security, taxes, and etc. And what are they? that's something the question, we don't know. Mm-hmm. But one thing is already clear. There is no third category. Mm-hmm. They are not half-employed persons. Working on platform, you should be either employed with a labor contract with the platform or considered self-employed. It's a very difficult question because in certain platforms, the relations between the platform and the worker is very much resembling employment. So we presume that these people need to have the social protection, the social security and the health security that is normal for an employed person because they work on fixed rates, they don't have freedom to negotiate with their clients, they have very strict rules within their job. So all these are characteristic of an employed person and characteristic of labor contract. On the other hand, they very often work for many platforms and they work only few hours for one platform. They are not limited. For example, an Uber driver is not limited to work as a Deliveroo courier, speaking about the two maybe most well-known companies in the world, of course. And we need not to limit them to work only on one place because such regulations entered into force in Spain with a mandatory labor contract. And because Spain is limiting the labor contracts to only two employers possible, a lot of people who worked for five, six, seven platforms, now they face a very difficult choice to work only for two of them and they have very low income. So it's not easy to put this, 20th, I would even say 19th century matrix of the labor contracts over this 21st century social relations. This is the very difficult question. And I would say here is the link to minimum salary, because what we need really to do is to regulate the possibility for people to work few hours for many companies, because this is the voluntary choice of our young generation. That's what a lot of people want to do. And of course, there are architects working on platforms, but architects are obviously self-employed, so we don't have problem with architect. We have the problem with low-paid couriers, drivers, and so on. When do you think we will have the new legislation or the new rules for these new type of workers, let's say? Draft legislation is expected end December. Mm-hmm. So if this deadline is observed and
Commissioner Schmidt yesterday during the debate said the Commission will observe the deadline and will have the draft directive filed in December. This means from beginning of 2022 we'll start working. It will be really a lot of work because, you know, you have all these differences between platforms, you have all these very individual cases of different internal regulations in different companies. You have different regulations on labor law and labor market in our 27 states. They are not the same, which makes things really difficult. And of course, all the interests. So I expect very hard work on this directive. New era, new rules. That's the idea. So we have to cope with it. When discussing about the minimum wage, we know that there are two sides. Of course, some countries like Romania, like Bulgaria, are pro minimum wage. Some others, like, I don't know, Finland, I guess, or Sweden, from what I remember, are against. Of course, different development in countries, different status of the workers, etc. Will it be better for us to have a minimum European wage? And if yes, why? First of all, we have to explain to the public in Romania, in Bulgaria, in these countries with very low incomes compared to the average in the European Union, that there will certainly not be a fixed European minimum wage, like 500 or 800 euros. There will be a mechanism for creating the national minimum wage. And the directive proposal is very open to many models, either administrative. I don't know about Romania. I suspect it's close to Bulgaria, so the minimum wage is basically set by the government. Exactly. And in the Nordic countries that you mentioned, they don't have a fixed administrative, so-called statutory minimum wage. They only have a minimum wage which is negotiated through social bargaining by the trade unions and the employers. It's a different model. Exactly. And that's why they oppose. They say, we don't want European regulation because our system works perfectly. We have very high minimum wages, but we don't have this administrative process. In countries like Bulgaria and Romania, generally in Eastern Europe, I think some flexible mechanism will be a good thing. It will be a progress because we obviously need to push incomes generally a bit higher. But still, I say it has to be flexible because we have all this variety of new businesses. And most of the new models, the type of work that our children are already doing and obviously are the future of labor market, this reshape of the work generally, it usually uses short periods of work. So I think most importantly, we need a minimum hourly based income, not monthly wage for 40 hours a week, but the income per hour should be observed so everybody receives a decent remuneration for his work. I think in our countries the idea is to have someone from outside to impose a better status for those who are working with the minimum wage. But it is to be underlined that the member state is that one who is going to pay those money. There are no European monies involved in this process of minimum wage. Of course, and it's even not the state. Normally, it's the business, it's the employers in these states who has to pay the minimum wage. The money in the state, the national money. Yes, the national product, of course, the national wealth. Mm-hmm. Europe can help in pushing a bit for a fairer distribution of incomes, for better incomes, which is, I think, in our best interest. Because we are losing so many people going to work in countries with higher incomes. In order to keep our human capital, our human resource, we need to pay a bit better. And I think maybe, yes, most importantly, national states have to understand this European push as something that is our job. We need to think about better regulations of minimum wage in our countries.
in order to keep people and to have people living at least decent, if not good, standard. What is, in the end of our discussion, your message to those who are watching you right now and are waiting for a good sign coming from the European level in their countries? Maybe the best sign that can come with these directives, both on platform work and minimum wage, is proposing a better model of social bargaining, future-oriented, because, you know, people on the platform, they never see their boss, they don't know him, they don't know their employer. Obviously, they need a new ways to cooperate in this digital space. And both Bulgaria and Romania are countries with very less developed social bargaining. We don't have this strong social dialogue. And maybe we can very easily adapt to the new models, and based on this social dialogue, we can have much better incomes than we have now. Maybe we can create this Nordic model, but for the future, and it could be an Eastern European model, why not? Thank you so much for being with us today. Thank you. We will focus now on Romania. Subiectul salariului minim european este intens dezbătut, nu doar în țara noastră, ci și aici, la Strasbourg sau la Bruxelles, pentru că sunt părerile destul de împărțite. O să vedem exact de ce. Alături de mine este Eugen Tomac, europarlamentar PP. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Bun găsit tuturor telespectatorilor și mulțumesc pentru invitație. Hai să vedem împreună de ce sunt unele țări care spun ar fi perfect să avem un salariu minim stabilit la nivel european și altele care spun nu, asta o să ne încurce. Așa este, într-adevăr, opiniile sunt extrem de împărțite, în primul rând pentru că sunt state care nu au un salariu minim și nu își doresc acest lucru și sunt într-o dispută permanentă cu Comisia Europeană pentru că chestiunile pleacă de la principiile ce stau la baza directivei propuse de Comisie. Și aici, pentru a înțelege telespectatorii noștri, sunt state care spun este prea mult să ne impuneți în un mod centralizat de salarizare la nivel european, este suficient să avem o recomandare și bineînțeles că noi vom căuta să o implementăm. Și există state care sunt de acord că este necesar acest cadru unic european prin care să se stabilească foarte clar criteriile în baza căruia se va stabili un salariu minim la nivel european. Și aici se poartă toată această dezbatere pentru că în mod obligatoriu sunt state care sunt de acord cu contractele colective de muncă și obligarea tuturor actorilor să respecte aceste standarde propuse de către Comisie prin directivă și există state care sunt mai reținute și chiar împotriva acestei abordări centralizate. Până la urmă, este important un aspect pe care vreau să-l subliniez, că s-a ajuns la un minim compromis în această etapă. Noi vom avea în luna octombrie la Bruxelles o dezbatere în Comisia pentru Forță de Muncă cu privire la această propunere legislativă a Comisiei Europene și cel mai important lucru este că s-au definit câteva criterii clare cu privire la salariul minim european și anume să se țină cont de nivelul de salarizare în ceea ce privește salariul minim european, să se țină cont de nivelul de creștere a salariului minim european, să se țină cont de salariul general brut, pentru că există state, de exemplu, cum este România, unde salariul minim a avut o evoluție extrem de bună. Am avut o creștere de 11% în ultimul an. Sunt însă state în Uniunea Europeană care sunt pe minus, cum este Grecia. Și în mod evident că aceste abordări ce țin și de politicile tradiționale ale statelor creează mari dispute legate de modul cum se va implementa salariul minim european. Și în ultimul rând, cred că un criteriu extrem de important ține de evoluția nivelului de productivitate. Nu poți face un salariu din ochi. Trebuie să ții cont de niște criterii. Și cred că aceste criterii patru minime pe care le-a stabilit Comisia
sunt cel puțin la ora actuală agreate de aproape toate statele. Așteptăm și poziția Consiliului European, dar ceea ce este cel mai important este că există deja o majoritate care merge pe această linie și cred că pentru România este un lucru bun să avem un salariu minim european. Chiar asta voiam să vă întreb. Dacă pentru România ar aduce beneficii și dacă da, care sunt aceste beneficii? În mod clar, noi ne-am dorit să liberalizăm piața forței de muncă și suntem printre statele care a reușit acest lucru. Faptul că legea dialogului social este greșit interpretată și pusă în aplicare a produs o serie de neclarități pe piața forței de muncă și mulți cetățeni nu se simt protejați pe câmpul forței de muncă. Din acest punct de vedere, este nevoie de un dialog constant și extrem de eficient între actorii sociali. Și asta recomandă Comisia. Deci, din acest punct de vedere, cred că avem multe de recuperat. Bineînțeles că noi facem parte din categoria de state unde salariul minim este foarte mic. Ușor peste 400 de euro, bineînțeles că nu poți concura cu state care au salariu minim de 1500 de euro. Și din acest punct de vedere, bineînțeles că dacă se vor aplica cu strictețe cele patru criterii minime pe care le propune Uniunea Europeană pentru fiecare stat, în mod clar ar trebui să crească și la noi nivelul de salarizare, să nu avem acest salariu minim european și cred că asta așteaptă și cetățenii din partea guvernului să vină cu soluții mult mai aplicate, pentru că la ora actuală există această abordare ce ține de rațiuni, de lipsa de resurse până la urmă. Bun, apropo de resurse, tot țara noastră va plăti acel salariu minim. Indiscutabil. Chiar dacă el este mult mai mare, chiar dacă e dublu sau triplu. Și atunci, de unde vor veni banii? Sau ne întrebăm, până în acest moment niciun guvern n-a dorit, de-a stânga sau de-a dreapta politice, nu contează, niciun guvern n-a dorit să aibă un salariu minim în România de 3 ori mai mare, sau de fapt noi nu ni-l permitem? Nu ne-l permitem, tocmai spuneam mai devreme că unul dintre criteriile care stă la baza stabilirii salariului minim ține de evoluția productivității. Deci dacă nu produci suficient în țară pentru a avea bani suficienți colectați din taxe și impozite astfel încât să-ți permiți să impui o serie de norme, este evident că în lipsa resurselor nimeni nu ar avea cum să implementeze aceste propuneri pe care le face Comisia. Tocmai aici apare și această dezbatere. Inițiativa în sine este foarte bună, însă nu are curajul să impună niște linii extrem de clare. Toate aceste generalități nasc și aceste dezbateri, pentru că, în mod clar, există politici tradiționale ale fiecărei țări. Sunt țări care nu au salariu minim european, când ne referim la Austria, când ne referim la Italia sau alte state. În schimb, în contractele colective de muncă sunt prevăzute o serie de norme ce țin de un salariu de bază de la care pleci. Deci, din acest punct de vedere, cred că discuția este binevenită, numai că e nevoie de mai mult curaj, mai multă claritate, pentru că nu putem avea un salariu minim european în toate statele. Este limpede acest lucru. Statele din Est au o productivitate mult mai mică și evident că nu au de unde compensa această gaură care există și discrepanță între economiile noastre. Dar cred că cele patru criterii care stau la baza directivei sunt extrem de importante și vor ajuta inclusiv statul român să poată să-și facă o ordine mult mai rapid, astfel încât să implementeze această directivă, iar salariul minim să aibă o creștere mult mai mare, pentru că asta așteaptă până la urmă toți cetățenii care își desfășoară activitatea pe câmpul de muncă în țară. Se schimbă piața muncii tot mai mult, se duce tot mai mult în zona digitală, apar noi nevoi de reglementare și discutam cu colegul dumneavoastră ceva mai devreme și despre felul în care platformele ajung acum să își reglementeze tot ceea ce înseamnă piața muncii sau există această necesitate și o vedem și în România. Cât de curând, să spunem, credeți că vom avea la nivel european o nouă
legislație sau noi recomandări privind această zonă? Căci va trebui și noi apoi să le aplicăm în țara noastră. Absolut, așa este și cred că orice cetățean român a observat, cel puțin acum în pandemie, cât de utile sunt platformele online. Nu mai e pentru nimeni o noutate faptul că îți poți comanda o mașină online pentru a te deplasa într-o direcție sau alta, sau pentru a-ți comanda cina sau prânzul la locul de muncă sau acasă. Sunt niște realități care fac parte din viața noastră. Evoluția sau avansul tehnologic le-a permis celor care au dezvoltat aceste platforme online să se extindă rapid. Ceea ce, din păcate, n-au reușit să facă statele, să țină pasul cu această evoluție destul de rapidă. Și cred că se impune, și cred că asta așteaptă și statele membre, ca Uniunea Europeană, Comisia Europeană, să vină rapid cu o lege care să reglementeze statutul acestor platforme. Pentru că sunt oameni care nu sunt protejați, sunt oameni care nu au o meserie foarte bine definită, deși ei desfășoară activități lucrative, unii cu un program extrem de lung, nu au niciun fel de asigurare și din acest punct vorba de vedere... Vorba aceea, unde treci livratorul în tot ceea ce înseamnă legislația muncii? Și noi trebuie să creăm în țara noastră, dar ea cumva trebuie să fie și conform normelor europene, nu? Este clar că până la sfârșitul acestui an vom avea în Parlament o dezbatere pe o inițiativă legislativă. Cel puțin acest lucru ne-a promis ieri comisarul Schmidt, că va veni cu o inițiativă legislativă pe care vom dezbate și în comisia noastră, prin care vom încerca să dăm o lege prin care să reglementăm foarte bine care este rolul acestor platforme și cum pot fi protejați lucrătorii, pentru că este absolut esențial și se mai pune accent pe un aspect extrem de important. Trebuie protejat și consumatorul, pentru că de foarte multe ori avem situații în care oamenii comandă un anumit produs și la primesc prin poștă cu totul altceva și nu au unde reclama, nu au unde să-și rezolve într-un ritm civilizat toată această chestiune. Deci sunt două aspecte. Statutul lucrătorului pe platformele online și, bineînțeles, protejarea consumatorului final. O să discutăm în continuare în lunile ce vin și despre, mai apăsată, zice, și despre acest subiect. Mulțumesc, Eugen Tomat, pentru prezența la Bio. Mulțumesc și eu pentru invitație. Iar vouă, celor de acasă, vă spun să rămâneți pe Antena 3. Nu uitați că ne revedem și sâmbăta viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!